Salut, eu sunt Bobo, iar tu te afli pe Ziua și Filmul. Am un nou perete alb în spate, iar astăzi vorbim despre documentarul de la Netflix numit Social Dilemma. Hai să-i dăm drumul. Ok, am văzut că multă lume pe net a vorbit despre documentarul ăsta. Mie mi l-a recomandat o prietenă, nu auzisem prea multe despre el. Am făcut un poll pe Instagram să vă întreb dacă vreți o recenzie despre documentar. Mi-ați spus că da, așa că iată-mă, aici vorbim despre Social Dilemma. E un documentar, după cum am zis, care vorbește despre implicația directă și majoră pe care o au gadgeturile și rețelele de socializare asupra vieții noastre. Documentarul e format din două părți, intercalate, bineînțeles. Prima parte fiind constituită din scurte interviuri, păreri luate de la specialiști, de la foști angajați la Google, la Facebook, la YouTube și care vorbesc despre, cum am zis, ce se află în spatele acestor rețele de socializare și cum suntem noi direct legați de ele și direct afectați de acestea. Cealaltă parte este compusă din mici scene filmate ca de film pentru acest documentar, unde sunt exemplificate cele spuse de specialiști. Ce zice în amănunt? Nu vreau să dau vreun spoiler, pentru că e plăcut să vă uitați la el și chiar veți afla mai multe lucruri direct de acolo. Documentarul ne spune niște lucruri pe care probabil le știați deja, că trebuie să fim atenți pe internet, ce facem, cui ne dăm datele personale, cât de mult lăsăm rețelele de socializare, e-mail-ul, gadgeturile să ne afecteze viața, să ne afecteze relația cu cei dragi, cu persoana iubită, cu familia și cât de mult avem nevoie și în același timp suntem afectați de aceste lucruri pe care noi le considerăm uzuale, plăcute și probabil mulți dintre noi le consideră chiar foarte, foarte folositoare și de viitor. Ce-i drept, nici specialiștii nu neagă acest lucru pentru că și ei au trecut, trec, au copii care trec prin asta. Prin asta mă refer la pericolul acesta permanent la care suntem supuși cu toții, fără nicio excepție. Majoritatea dintre noi, dacă nu toți, avem obiceiul de a intra zilnic și de foarte multe ori pe zi pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube, unde suntem bombardați cu reclame. Documentarul accentuează ideea asta că noi suntem clienți și că toate rețelele de socializare au un singur scop, să vândă ceva. Și lucrul ăsta se face în mediul online prin reclame, prin advertising, prin marketing. Simplu fapt că am văzut acest documentar pe o rețea de distribuție, așa cum e Netflix-ul, m-a făcut să conștientizez că până la urmă orice am face, oricum am vrea să facem, trebuie să apelăm la aceste noi tehnologii, la aceste rețele de socializare. Nu putem să ne detașăm de ele complet, permanent și să le scoatem din cotidianul nostru. Nu. Ce e foarte important și ce aflăm din documentar este că trebuie să conștientizăm locul în care suntem. Din punctul meu de vedere, eu personal nu am aflat multe informații noi din documentarul ăsta. Știam mare lucru de acolo, poate și pentru că sunt cumva aproape de domeniu, folosesc tehnologia aproape zilnic, folosesc rețele de socializare destul de des și am mai citit una alta, am mai văzut podcasturi, am înțeles ușor despre ce e vorba. Din punctul meu de vedere, principalul scop al documentarului este acela de a ne face să conștientizăm niște lucruri și pentru chestia asta chiar are, fără niciun dubiu, recomandarea mea din partea Ziua și Filmul. Ce vă rog este să fiți atenți, să vă implicați în documentar, să lăsați telefonul deoparte cât vă uitați la el, o oră și jumătate, uitați-vă, înțelegeți-l și cam asta e părerea mea despre Social Dilemma. E un documentar care are un impact, care trebuie văzut pentru a conștientiza niște lucruri. Nu m-a dat pe spate cu informațiile noi pe care le-am avut, dar pentru că sunt vorbe spuse de specialiști acolo, de foști angajați, de oameni care au trecut prin aceste sisteme de racordare la relația interumană, se mai vorbește foarte, foarte interesant despre o chestie, cum rețelele de socializare ne fac pe noi ca pe termen lung să ne creăm o bulă a noastră,
un spațiu de confort în care suntem perfecți, în care nimeni nu ne contrazice. Iar din punctul meu de vedere, locul ăsta n-are cum să ducă la dezvoltarea unei persoane, la dezvoltarea unei societăți, pentru că un om care nu este contrazis, nu este supus unei presiuni din exterior și se simte foarte bine, se simte perfect în bula lui, crede că este și el la rândul lui perfect și nu are cum să evolueze. Din nou, părțile de care v-am zis, părțile de film, unde ni se arată, pe de o parte, cât de mult ne afectează relația cu oamenii din jurul nostru să stai prea mult pe net, să fii dependent de notificări, de ce spun alții, de comentarii, de această nevoie de a clicui tot timpul ceva, cât de mult ne afectează relația cu familia, cu iubitul, iubita și așa mai departe. Sunt și niște scenuțe, tot gen film, filmate special pentru documentar, în care avem trei personaje care cumva stau în spatele unei rețele de socializare, e irelevant care, și mișcă butoane, mișcă lucrurile acolo în spate, ca și cum noi am fi jucăriile lor și ne pot face să facem lucruri. Evident, lucrurile nu stau chiar așa, adică nu e un om în spate care zice, uite, pune-l pe Bobo să filmeze astăzi. Nu, lucrurile nu stau chiar așa. Dar realitatea nu e destul de departe pe cât ne-am dorit să fie. Suntem în continuu bombardați și influențați de ce vedem pe net, ce vedem pe rețele de socializare, fără să vrem, fără să conștientizăm asta. Totul se bazează pe emoție, se bazează pe psihic, lucru pe care se bazează și specialiștii care decurg la metode de design, metode de marketing, totul ca noi să fim cu ochii cât mai mult, cât mai bine țintiți și cât mai înfipți în, până la urmă, dorința marilor șefi de companii de a avea clienți și de a vinde lucruri, cum am zis și mai devreme. Reiau și zic că acest documentar primește recomandarea mea din partea Ziua și Filmul. Cam atât despre Social Dilemma. Sper că ți-a plăcut această recenzie. Uită-te la documentar. Iar dacă recenzia ți-a plăcut, nu uita să lași un like, un comentariu cu părerea ta despre proiectul Ziua și Filmul sau despre acest videoclip. Nu uita să arunci un ochi și pe pagina de Instagram cu același nume, al cărei link îl găsești în descriere și unde vei găsi recenzii scrise la filme, la fel de fel de filme și seriale. Desigur, nu uita să te abonezi, să apeși pe clopoțel ca să primești notificările când apare un videoclip nou și să dai un share să vadă și amicii tăi videoclipurile mele. Până data viitoare, eu am fost Bobo, mersi foarte, foarte mult de vizionare. După cum știți, ochii la ecran. Aveți mare, mare grijă de voi. Ciao!